Ion Gabriel Cușcă, Lupișor. Și vă urez bine ați venit la Hora Lupilor Albi. În această seară, în afară de faptul că ne bucurăm pentru România, pentru echipa națională de fotbal a României, care a câștigat cu 3-0. Bravo, România! Hai, România! În afară de faptul că România a câștigat în această seară, aici, pe această terasă, s-a înființat, bine, fără să avem și acte deocamdată, Peluza la Ingineri! Și tot în această seară, peste câteva momente, vă rog frumos să vă pregătiți pentru intonarea imnului Horei Lupilor Albi. Vă mulțumesc! Poate nu toți suntem apropiați de noțiunea de Pavel Coruț. Nu este niciun fel de problemă. Pavel Coruț a fost un patriot. A fost un om care a iubit și iubește în continuare România. El s-a stins acum 3 ani și tot acum 3 ani Asociația Culturală ATSUM, pe care o reprezint, ATSUM înseamnă sunt prezent, sunt aici, și Frăția Creatorilor Morali, al cărui președinte Liviu Rațiu este aici alături de mine, am propus ca ziua de 17 iunie, ziua în care s-a născut scriitorul Pavel Coruț, să fie declarată Ziua Patriotului Român. Și cum orice zi cu acest rang merită un festival, am hotărât să facem și festivalul Hora Lupilor Albi. Pentru că Pavel Coruț, printre alte lucruri pe care ni le-a transmis, a fost această idee a lupului alb care a protejat întotdeauna poporul român. Poporul dat și implicit pe noi, poporul român. Ce o să facem în această seară? O să facem o lansare a celei de-a doua monede. O monedă s-a lansat anul trecut pentru Pavel Coruț și anul acesta, în această zi, dacă Pavel Coruț nu s-ar fi ridicat dintre noi către lupii din cer, ar fi împlinit 75 de ani. Așa că am făcut o monedă cu 75 de ani de la nașterea lui Pavel Coruț și cu Horea Lupilor Albi, ediția a doua. Nu vrem să vă stresăm, vrem ca să ne simțim bine în această seară. România a câștigat cu 3-0 împotriva Ucrainei. Iubim România, iubim echipa României, iubim și România și îl invităm alături de noi pe cantautorul Tică Lumânare. Prietenul nostru care a fost alături de noi și alături de Pavel Coruț și alături de versurile lui Pavel Coruț întotdeauna. O jumătate de minut mai vorbesc despre Pavel Coruț. Pavel Coruț a fost contraspion militar, atenție, n-a fost securist, a fost contraspion militar. A scris 104 cărți din seria Octogon. Octogon, o serie de science fiction fantasy pe care niciun membru al SFF-ului din ziua de astăzi nu vrea să recunoască. De cel mai longeviv și cel mai bun și cel mai cel mai mare număr de cărți scrise în SFF. Pavel Coruț a scris prima carte de dezvoltare personală în 1992. Pavel Coruț a scris 178 de cărți, dintre care am spus un pic mai devreme 104 Octogon, câteva volume de poezii, câteva volume de romane de dragoste și foarte, foarte multe cărți de dezvoltare personală pentru ca noi, cei care nu avem orizontul extraordinar de bine deschis, să ne-l putem deschide și să putem face ceva cu viața noastră. Doamnelor, domnilor, bun venit la Hora Lupilor Albi! Tică Lumânare!
Bineînțeles că o să deschid cu o piesă pe rândul lui Pavel Coluț. Din păcate spun, nu este melodia mea, pentru că este o melodie extraordinar de frumoasă, i-a plăcut și domnului Pavel Coluț când i-am cântat-o. Este muzica unui alt român de valoare, un fost pilot pe MiG. Eu le spun kamikaze, pentru că știți bine, MiG-urile se prăbușeau foarte des. El a scăpat, unul dintre puținii care a scăpat, prietenul meu Puiu Cazan de la Cluj. Atunci când am fost eu la Pavel Coluț acasă și încă nu-ți fosese prima carte de versuri, avea doar manuscrisele, poezia se numea Ivorul, apoi s-a numit Balada lupului alb. Astăzi se numește cumva altfel, important este că noi îi spunem Ivorul. Celălaltă cu tubul mă voi deschide cale, în luna voastră eu o să rămân, o seara albastră dintr-o lună vale. O seara albastră dintr-o lună vale. Cu mâna întinsă am ceșit la porți, un strocura de sfânta nemurire, eu cel urciu, cel hulit de toți, v-am învolit a voastră regăsire. V-am învolit a voastră regăsire. Veți simți alăturea de voi un ram de timp, un veci mutat în soartă. Veți poveni de vremea de apoi, de lucrul altceva trecut de poartă, de lucrul altceva trecut de poartă. Yeah.
ceva a trecut în poartă. Dați-mi voie să repet. Mă veți simți alături de voi un grab de timp înveșmântat de soartă. Veți pomeni de vremea de apoi, de lupul alb, ce v-a trecut de poartă. Tică Lumânare și Pavel Vulț.